Africa, peisaje încântătoare, culturi unice și încărcate de istorie. Casă pentru mai mult de un miliard de oameni, continentul african este bogat în oportunități misionare. Aici găsești unele dintre cele mai pitorești priveliști de pe pământ, precum și oameni iubitori, plini de bucurie. Din nefericire, această frumusețe a fost umbrită mereu și mereu de război și violență. În ciuda problemelor, aici sunt mai mult de 7 milioane de adventiști de ziua șaptea și sediile a 3 diviziuni. Una dintre ele este diviziunea Africa Centrală și de Est, asupra căreia ne vom concentra în acest trimestru. Acest teritoriu este alcătuit din 11 țări cu peste 11.000 de biserici. 4 dintre aceste țări se află în fereastra 1040, o regiune considerată a fi una dintre cele mai neatinse zone de pe glob. În țări ca Republica Democrată Congo, Burundi, Eritrea, Rwanda și Somalia, războiul și violența au luat un greu tribut, afectând mii de vieți. În Rwanda, genocidul tribal i-a afectat pe membrii bisericii, lăsând în urmă clădiri ruinate și familii destrămate. Dar rezistența acestor oameni credincioși i-a ajutat să facă pași către a deveni o biserică puternică. Biserica din Rwanda are peste jumătate de milion de membri și este foarte respectată în comunitate. Ruandezilor li se cere să presteze muncă în folosul comunității în ultima sâmbătă a fiecărei luni. Dar guvernul face o excepție pentru adventiștii de ziua șaptea, astfel încât ei să îndeplinească aceste îndatoriri duminica și să păzească sabatul. Și în Sudanul de Sud a fost război și trist este că luptele continuă. Dar, în ciuda acestor probleme, Dumnezeu lucrează și aici. Aici unde sunt 59 de biserici adventiste, totalizând circa 24.000 de credincioși. În fiecare an, din ce în ce mai mulți oameni devin adventiști în Sudanul de Sud. În sabatul acesta, credincioșii din Juba s-au adunat pentru închinare. Ei sărbătoresc creșterea bisericii în teritoriul lor. Dumnezeu binecuvântează abundent lucrarea dedicată a acestei familii. Juba este capitala țării, unde adventiștii conduc o școală, o clinică și, printre altele, o stație radio. Sunt circa 900 de elevi la această școală, dar nu sunt suficiente săli de clasă ca să-i încapă. Unii elevi stau înghesuiți în bănci, în timp ce alții stau pe pardoseală și scriu cu caietele pe genunchi. Copiii dau prea puțină importanță acestor inconveniente. Ei sunt dornici să învețe și sunt foarte respectuoși cu profesorii și cu școala. Sunt multe planuri de dezvoltare în diviziunea Africa Centrală și de Est. Rugați-vă pentru conducătorii locali și pentru membrii bisericii implicați activ în influențarea lumii lor pentru Isus.